Mai întâi, pictezi o colivie cu ușița larg deschisă, apoi pictezi ceva cât mai drăguț și cât mai simplu. Ceva frumos, ceva util pentru pasăre. Pe urmă, pui tabloul pe un copac, într-o grădină, într-un crâng, într-o pădure și te ascunzi după copac, fără o vorbă, fără să te miști. Se întâmplă uneori ca pasărea să vină repede, dar se poate întâmpla să treacă ani și ani până se hotărăște. Atunci nu te descuraja. Așteaptă. Așteaptă dacă e nevoie ani întregi. Viteza sau încetinarea cu care pasărea sosește n-au nicio legătură cu faptul că tabloul e reușit sau nu. Când pasărea sosește, dacă sosește, păstrezi cea mai adâncă liniște. Aștepți mai întâi ca pasărea să intre în colivie și după ce ai intrat, închizi ușița binișor cu pensula, apoi ștergi toate gratile, una câte una, cu mare grijă, nu cumva să atingi vreo pană. Pe urmă faci portretul arborelui, alegând din toate crengile pe cele mai frumoase, iar pentru pasăre pictezi după aceea frunzișul verde și răcoarea vântului, pulberea soarelui, foșnetul gâzelor prin iarbă în căldura verii, apoi aștepți ca pasărea să cânte. Dacă nu cânte, e semn rău. Semn că tabloul nu e bun. Dar dacă vrea să cânte, e semn bun. E semn că poți semna. Atunci îi smulgi o pană binișor de tot și pe un colț al pânzei te iscălești cu ea.